O stai o surpriză mare. Aoleu, trebuie să... Lasă, fii atent, trag după așa. Două difuzoare. Bate, dar reale. Deci nu... Nu din ăla. Câți vați avem aici, Clau? 800 de vați. 800 de vați, urmă în E60. În X6? În X6 undeva la 1200. Deci tu ai tub de bas în fiecare mașină. Cam da. Și n-aia de drift. Și n-ale de lucru. Deci abia aștept să ne dăm cu un doblo de-a tău, că știu că ai doblo, parcă un super, super bas. N-am în două doblurile. Na, hai. Hai să dăm o tură, că e 60 și să ieșim și cu doblo. Este undeva la 250 de cai dusă. Wow. E făcut un upgrade la turbo. Wow. E făcută evacuare directă din inox. Wow, de sună și bine. E softul, intercooler, bineînțeles. Cel mai mare care am putut băga este intercoolerul. Ciao, Gina! Intercoolerul care l-am avut pe M5 înainte, dar trece la next level. Și l-am pus de pe M5, da, l-am adaptat aici. Frumos. Pe asta. Și merge foarte bine mașina. Pot să zic că merge cam echivalent a unei mașini 3000 diesel, să zic așa. 3000. Da. Da, am avut parte, am făcut niște liniuțe. Acolo am stat, bară în bară. Nice. Cu un 3000. Acum, pentru un 2000, consum de 7.5, chiar dacă mergi lejer, un 5.5. N-ai cum, când e mașina și... atât de pompată. Acum, mașinuța are muzic. Cum am spus, am câștigat niște cupe de fidelitate. Sună foarte bine. Serios? Nou. Deci sună incredibil. Sună o să incredibil. Dăm un pic și sunetul. Când vrei tu. Pot? Hai, omoară-mă un pic și după aia să povestești, așa scurt. Da? A dispărut. Wow, de sincer se aude foarte fain. Cât aici? 800 de W? Da. Foarte fain. Am văzut și construcția basului, e făcută foarte fain cu subwoofer-urile în interior și uite că se poate deschide acolo în mijlocul și intră tot sunetul mult mai fain înăuntru, adică e amplificat. Tubul de bas este, de fapt, difuzoarele de bas folosește portbagajul ca un fel de ladă. A, de fapt, înțeles. N-am nicio ladă, dar când este închis, în momentul face când este închis, de ladă. Da. Da. Wow, deci ce inteligent. Foarte inteligent. Are o culoare foarte frumoasă acolo. Am văzut, merită corp albastru, merită, da, am văzut. E chiar foarte, foarte. Unicat, s-a lucrat undeva la vreo 2 luni jumate pe montajul de muzică, inclusiv sub scaune avem tub de bas, wow. Un fel de tub de bas. Ca și la Prologic, cum se da. La mașinile astea. De fapt, ce știe în plus decât un Prologic, de fapt are și mijlocul, la fel. Da, deci da, ca da, un fel 5. De 5.1. Exact, e, din punctul meu de vedere, sună un pic mai bine decât un Prologic. Am avut BMW cu Prologic. Da. Acum, în ce sens? În altele sunt mai clare. Acum, nu te poți duce la un concurs cu o mașină de fabrică, să zici, domnule, am Prologic stock. Și sunt stoc și hai că am venit la concurs. Oricum, la câte concurs ai fost până acum de muzică? 3. La 3, din care am 2 cupe câștigate, wow. Deci fără niciun problem. Deci chiar le rup, da. Și mai ales și cu drag-ul. Când te-ai apucat de drag? Când a fost prima Linux oficială? Bine, la drag race, nu pe stradă. Acum 4 ani, deci acum fiind în... Acum suntem în 2018, deci prin 2013-2014. 2014, să zic, m-am dedicat. Bun, salivam eu la toată lumea când vedeam liniuțele. Da. Ca orice om. Mai...
mai du-te, plin, am avut voința ca să, na, să-mi fac o mașină. De la una am ajuns la două, din două la trei, de la trei la patru BMW-uri. Restul, toate sunt suflate până la urmă. Asta înseamnă pasiune. Nu, asta e pasiunea pură, când deja te bucuri de viață. Știi cum se zice? Banii nu-i ducem în mormânt, așa că lasă, mai bine treabă. Am doblouri care efectiv au 115 cai și-s duse undeva la 136. Nu vorbesc de cuplu, ce bine merg. Efectiv, totdeauna râd, că efectiv depășesc mașini de mașini. Depinde de, nu spun bani. Acum, mărci, n-are importanță să nu râde lumea de mine. O să râdă ei de noi, și... deci trebuie să facem un vlog să le demonstrăm. Deci o să fac un vlog cu Doblo, chiar eu o să ieșim cu Clau și o să mă duc cu el. Să... poate eu într-o zi la lucru, ce zici, să vin cu tine să stropim ceva. Da. Da. Ideea e în felul următor, efectiv, totdeauna zic, domnule, uite încă unul care vrea să meargă, să mâine la reprezentanță și zice, domnule, e un Fiat Doblo, de ce nu vreau? Da, n-ai cum, trebuie să-l duc la decan ca să-l tuningheze. E, fain. Acum... ultima oară când ne-am văzut și erai cu Doblo, mi-am făcut foarte mult improvizația aia de subwoofer din... e incredibil, de cum să o faci, cum să-l pui acolo? Când ți-a venit ideea să-l pui pe plafon? Da, ce să zici acum? Foarte tare. De peste tot. Și chiar și sună. Câte o idee. Bine. Sună bine. Are tuburi de bas. La un Doblo am un Pioneer, dacă bine țin minte. Nu. L-am schimbat Pioneer-ul. Am băgat un Grand Zero de 4500 de volți. Am, deci rupe fâșul. Și în ăsta ce? Și am zis că sunt două Twittere, oare ce este? Hyphonix, cred că sunt Hyphonix dacă erau albastru, nu? Tot sistemul este pe micro dimension. Am înțeles. Și tubul de bas, de fapt, amplificatoarele sunt de la Hollywood. Ok. Așa. Și mi se pare, da. Nu mai știu clar exact marca acum, trebuie să ne uităm efectiv. Aici, până azi, ne oprim marca de la difuzoare, da, sunt de calitate. Zi-mi un pic, am cât cuplu are mașina asta? Acolo e fișa ta, da, dacă vrei. Bune? Ai da, fișa aici? Cum sunt? Să nu vorbim pe vorbe. Ce, tu aici ai ții la asigurare fișa dyno? După, undeva acolo, ascuns a treia, a patra foaie, trebuie să fie o fișă dyno. Și să nu vorbim prostii. A doua foaie. Este una acolo. Ultima foaie era. Wow! 440 de Nm și 237 de cai pe de la un motor dyno. De 2000. E bun. Ha! Și vedeți, vorbim din adevăr, nu din prostii. Wow! Super, super fain. Și cât iese? 200? 237,3 cai. Bun, asta înainte de a pune interculerul. Wow, deci acum după are mai bine un pic, da, așa-i? Da. Interesant. Degeaba, vreau să aud mașina, trebuie să mergem undeva să faci o plecare de pe loc, să o turăm un pic. Fiindcă am auzit că sună foarte bine dieselul ăsta și sună foarte mișto de afară. Ai trecut pe lângă mine și a rămas de câteva ori prost cum sună. Chiar dacă e motor micuț. Până la urmă, tare cred că asta va fi viitorul. Deci, motoare mici, putere mare. Acum, cât să reziste, o să reziste. Wow! Cum se trage așa mașina cu consum de 7? Stai, iară mă sperii! 140. Deci, jur, incredibil ce frumos trage mașina. Mamă! Deci ce mult contează un soft la o mașină, nu vă puteți imagina. De la o mașină stock la o mașină softată este altă mașină. Și așa e că de fapt, uite și eu îmi softez mașinile și fac mașinile pentru când intru în depășire, știu că mă scoate. Da. Cam aia e de fapt chestia pentru mine. Ideea e că normal dacă conduci relaxat, scoți un consum mult mai mic, ajunge mult mai repede la turațiile respective. Nu se chinuie motorul, da. E altceva. Când ai nevoie de putere, ai putere. Asta nu stai să tremuri într-o depășire, într-un viraj. Nu știu. Te ajută. Părerea mea e că... de vedere, poți să mergi tot așa calm cu 40 la oră dacă vrei. N-ai nicio problemă. Și consumul nu e o prostie, că influențează consumul, că consumul devine mai mare. Da, de unde? E chestie de talpă. Deci totul este o chestie de talpă. De tine, cum îți place să-i dai în gură la mașină. Da. Părerea mea e că mai bine să vă luați o mașină cu motor mic și să o modificați decât să vă doriți M-uri și mașini pe care uite încă nu le permitem. Așa că mai bine ți iei o mașină normală și o modifici pe aia. Mie nu gălă că la ar fi problema că tu-ți vizi toate și să iei ultimul M5 dacă chiar e. E vorba să ai mai multe, să fie mai... să simți viața aia, nu știu. Și eu prefer Supra mea veche decât o Supra nouă sau o mașină nouă. De ce? Uite, tot e mecanic, e fain, e... atâtea calculatoare și prostii. Nici mașina nu mai ce-a fost. Ce am avut înainte, am avut un E60 cu motor de 3000. A fost extraordinar de bună,
m-am simțit foarte bine ea, a avut dotări, head-up display, da, volan încălzit, tot, era full mașina. Problema era că, efectiv, ce să zic acum, consumul, într-un fel. Exact, dar nu mă deranjează acum consumul. Problema e în felul următor. Tot acolo te duce și o mașină din asta, dacă, de la A la B, bineînțeles, dacă n-ai nevoie de distracții. Când am nevoie de distracții, am ursul, am M5-ul, am mașini cu care să mă simt. Dom'le, mă duc până în Italia, mă duc cu un consum de 5,5. Acum are... Da? Păi da, păi mergi până în Italia și cu un plin și jumate ai ajuns... Da. Noi deja în spate suntem la altă mașină. Nu mai poți. Claritatea, nu neapărat cât nu, de tare sună. Nu, basul, nu nimica. Claritatea aia ce frumos se aude în interior. Mamă, maxim. Wow. N-am condus de mult un E60. Mă simt iar de 14 ani, 15 ani. Ce să faci? Nu, nu vine să o dau, sincer. Nu vine să o dau. Dar, sincer, pentru un preț corespunzător, mă despart de... Eu vă las jos link-ul, vorbiți cu el de preț, chestii. Și dacă vă înțelegeți cu el, o cumpărați. Măcar știți ce mașină bună ați cumpărat. Adevărul, e făcut totul la timp, toată servisarea, cutie de viteză, așa mai departe. Motor, centura, Clau. Centura. Urlă copiii după centură. Eu de obicei nu prea îmi pun centura, o pun știți când? La drum lung. La drum lung. Eu îmi pun centura peste tot, să nu supăr nenea polițist. Adevărul e că te ajută și te scapă de belele. Wow. Ce cuplu! Mamă, ce frumos trage degeaba. Deci pentru un 2 litri chiar trage foarte, foarte mega frumos. Și pe drive, nu, n-am vrut să exagerez și nici cu sistemele scoase. Ce frumos. Ce am vrut să te întreb? Zi-mi te rog frumos, ce suspensie? Îți doare arcul sau e suspensia completă? Suspensie sport TEA tehnic. Am înțeles. Discuri plăcuțe Zimmerman perforate. Am văzut că arată foarte bine, foarte frumos. Ce să zic acum? Mai mult... Aici. Cam atât. Da, e Ferrari și kickdown. Băi, cuplu instant! Ai avut dreptate, în manual chiar trage mult mai bine. Wow! Wow! Pentru un 2000 diesel e corespunzător. Wow, nu vine să cred. Incredibil de frumos. Foai de capul meu. Uite că avem și wheel spin. Bă, așa ceva, cât de frumos. Mega, mega tare. Mega tare. Bine acum, nu e 3000, nu-ți da aceeași senzație, clar. Deci da, nici nu se pune problema, dar pentru un 2000 diesel, eu zic că nu trebuie mai mult. Pentru o mașină economică, să ai și putere. Sincer. Mega, mega, mega frumos. Nici nu se pune problema cum trage și cuplu care se simte incredibil de frumos. Da? Și stă mai bine în curbe. Atenție. Bine, stă de la suspensia asta. Uite ce frumos se simte și cum merge mașina de la suspensie. Și acum chiar trecem o cale ferată și nu se simte deloc. Deci chiar nu se simte deloc. Nu cloncăne, nu trocăne. E o mașină, vă spun sincer, ideală pentru... Chiar un familist. De aia, sincer. Poate că Camaro, mă gândesc că trage mai bine. Băi, Camaro poate... trage numai pe feeling-ul ăla de pinzenat. Dar aici e cuplu. Aici e cuplu ăsta ce te bagă scaun, simți? Wow! N-ai
acum și mă repet, o zic de fiecare dată, mie orice mașină mă aduce zâmbetul pe buze și orice mașină e fără în culeția mea, deci eu te înțeleg de ce ai așa multe mașini. Și da, suntem niște obsedați, dar noi pentru asta trăim pentru mașini. Asta e. Cât să fă, n-ai cât să fă. Adevărul că fiecare dintre ele are farme cu ei. Așa. Deci, X5-ul are farme cu ei pentru că e mare, imens, arată bine exterior, benzină, sunet, sound. Asta la fel, are un sunet interior din cauza muzicii și stă foarte bine în curbe, dar foarte bine. Ia, da. Dă-mi așa un test așa, da, în curbe. Da, 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 eu sunt efectiv, chiar sunt ok, chiar am nu simțit. Nu culc așa de bine, suspensia. Cred că suspensia, nici suspensia. La una dintre mașinile mele cum no. Culcă la E60 asta. Pentru că e lăsată foarte jos. Da, dacă exact. O să vă uitați în filmare exact. Un pic mai atent, exact. Efectiv, se vede, am filmat și chiar se vede foarte. Roțile, pot să zic că deja aripa merge peste roți. Avantajul e că în viraje, efectiv, se ridică suspensia. Mamă, ce tare! Îmi ridică suspensia roțile și iese de sub oala interioară. Ce zice Gina, că mai vrei să-ți iei încă un E30? Ce zice soția ta? Face cu un E30. Canada mă omoară de când i-a zis că vreau să-mi iau încă un E36 sau un E60 și eu. Sau un E30 și eu. Ce zice? Ce să zic? N-are ce să mai zică, nu? Eu stau și eu pe gândite, până la urmă ajunge din mașină, nu poți să faci, nu? Păi nu-i bai, hai să luăm împreună. Da, de ce? Hai să luăm împreună, zic că tâine îmi fac și eu costurile și hai să cumpărăm un E30 să ne prostim cu el pentru pagina asta frumoasă. Am un E30. Da, știu eu, dar să, am să zic și eu că am unul eu, sau măcar jumate să zic că e a meu. Chiar îmi doresc de mult timp un E30, dar n-am găsit ceva pe gustul meu și ceva frumos să-mi placă să și fie întreținut. Clau, vreau să-ți mulțumesc foarte frumos. Chiar mi-a plăcut foarte mult și E60-ul. Abia aștept să ne dăm și cu Nissan-ul. Uite că cu M5-ul când se încălzește. Da, atunci. Neapărat să ieșim cu cei 800 de cai. Dacă vreți să vedeți M5-ul, avem în playlist-ul test driver M5-ul când avea 500 de cai, nu? 450, era pe un bar. Pe un deci bar. Rupea mașina și atunci, da, acum chiar nu mai am ce să zic. Eu am fost Gaju Kid, el este Clau, pe care îl aveți jos în descriere. Așa că dacă ți-a plăcut acest vlog, nu uita să te abonezi, să dai click pe clopoțel și ne vedem data viitoare. Te salutăm! Ia uitați-vă ce bogat e Clau. Am găsit ăștia pe jos. Trebuie să-ți dau înapoi. Poftim. Da. Trebuie să-ți dau bani înapoi. Mersi. Dă-mi și mie 100. Stai că-ți dau. Cât vrei din... Dau 100 măcar să mă alimentez și eu mașina. Bine. 100, poți să-mi dai. Ia-ți de aici, servește-te, te rog. Ai greșit buzunarul. Asta-i treaba fiind făcută. Dă-i tare în difuzoare. Gajul Kid multe motoare. Hai să mergem la plimbare. Asta-i treaba fiind făcută. Dă-i tare în difuzoare. Gajul Kid multe motoare. Hai să mergem la plimbare, yeah.